Cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, și vom citi pasajul biblic de la versetul 38 până la versetul 44, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1041. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începem citirea cu versetul 38. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, stimați invitați, mă bucur că din nou sunt la Ilim Brun și vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Domnului Dumbrăveni, Plopeni, și nu știu dacă reușesc să aduc mai frumoase decât v-a adus fratele Ionel Vlas. Încerc cel puțin niște salutări mai consistente, dar frații vă iubesc, vă apreciază și ne rugăm unii pentru alții ca Dumnezeu să ne găsească credincioși la locul la care ne-a așezat. Amin. De fapt, ăsta e scopul. Ne poartă prin diferite locuri, fie că în Austria, Viena, fie că de aici plecăm în America, fie că alții se întorc în România, nu are a face și în America, și la Viena, și în România, viața pe pământ se trece. E important pentru noi să fim credincioși în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Amin. Din textul acesta aș vrea să vorbesc câteva lucruri importante pentru noi, pentru fiecare dintre noi, despre o familie pe care Domnul Iisus o iubea foarte mult. Familia în care era Lazar și cele două surori ale sale, Marta și Maria. Ori de câte ori Domnul Iisus trecea spre Ierusalim, se oprea la Betania să stea în casa prietenilor săi. Și pentru că Iisus era prietenul lor, ei aveau oarecare siguranță în domeniul acesta, pentru că își dădeau seama că dacă vreodată vor duce lipsă, nu vor trebui decât să aibă niște pâini și niște pește sau niște unde lemn și vor chema prietenul lor care va binecuvânta și nu se va mai termina. Pot hrăni mii de oameni cu binecuvântarea lui. Dacă vreodată se vor îmbolnăvi de vreo boală, nici nu se vor duce la medic să-i întrebe ce diagnostic, că nu contează diagnosticul, că prietenii lui vindecă de orice boală. N-are sens să mai cheltuiești bani pe diagnostice, pentru că Iisus te poate vindeca de orice boală. Problema este că ei știau că Iisus hrănește, binecuvintează, vindecă, dar Domnul Iisus vrea să-i învețe că El nu numai face lucrurile acestea, ci că El are puterea vieții și a morții, că El poate învia. Și cu cine să dea exemplul ăsta decât cu prietenii? Scriptura ne spune că pe când Iisus era în misiune cu ucenicii săi, prietenul său Lazar s-a îmbolnăvit, dar grav. Bineînțeles că surorile nu s-au complicat deloc, au trimis imediat vorbă și au spus: Lazar, prietenul tău, este bolnav. Cu alte cuvinte, pun-te pe drum, vină repede pe aici și rezolvă problema în stilul tău caracteristic. Cu tine, cu un cuvânt, cu ce greșe, nu ne interesează, nu mai rezolvă problema, asta era tot. Și Domnul Iisus, intenționat, întârzie. Stau și mă gândesc atunci, cum stăteau cele două surori văzându-l pe Lazar în agonia morții, în sudorile morții, și se uitau pe drumul care venea la casa lor și care e pustiu. Nu se vedea nici Domnul, nici ucenicii. Ori ce-o fi zis, de multe ori am fiat să intrăm în mintea lor, pentru că de foarte multe ori ne regăsim. Unde-i Domnul? Eu mă rog, eu postez. Unde-i Domnul? De ce nu vine? De ce n-apare? N-a apărut. Normal, Lazar a murit. Și cum era obiceiul atunci, l-au luat și l-au îngropat. După 4 zile, vine Domnul cu ucenicii săi. Amândouă surori, le spun, dacă ai fi fost aici, Lazar, fratele nostru, n-ar fi murit. Noi știm asta. Domnul le spune: băi, dar eu sunt învierea și
Ele știau și teologii. Da, știm, în ziua aceea de apoi, toți vom învia, inclusiv Lazar al nostru. Iisus și-a dat seama că n-are cu cine vorbi de treaba asta, de subiectul ăsta. Era dincolo de percepția lor, dincolo de ce puteau conceptualiza și gândi ele. Atunci au pus întrebarea, unde l-a spus? Și l-au dus la o peșteră peste care pusese un bolovan, o piatră mare, ca să nu intre profanatorii de morminte sau vreun animal sălbatic să atace cadavrul. Și-au ajuns acolo. Și în momentul acela, Domnul Iisus Hristos le spune, dați piatra la o parte. Sora mortului spune, Doamne, miroase greu, e mort de 4 zile, e intrat conform climei, intrat în putrefacție, mirosul e destul de dificil de suportat. Dar cu toate astea au dat piatra la o parte. După care Domnul Iisus s-a rugat Tatălui Ceresc și apoi cu dedicație, că dacă spunea morților ieșiți afară, era prima înviere atunci. Cu dedicație a spus, Lazare, vino afară. Și dintr-o dată, Lazar, cum fusese îmbalsămat, iese afară cu mâinile și cu picioarele legate și Domnul Iisus spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. În prima parte a mesajului meu vă voi vorbi despre principiile salvării, cum intervine Dumnezeu în viața noastră. Pentru că fiecare dintre noi avem o problemă, avem o cauză, avem un copil, avem o boală, avem cineva de salvat, de mântuit, de sub vicii și păcate și avem în viața noastră de rezolvat anumite situații. Și Dumnezeu știm că e bun, că El e gata să intervină, dar El are niște principii după care intervine. Și în textul ăsta biblic sunt așezate exact principiile. Ca să înțelegeți de ce anumite rugăciuni încă așteaptă, pentru că Dumnezeu așteaptă să-i respectăm principiile. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun, principiul al salvării în toate domeniile, este că lui Dumnezeu îi place să lucreze împreună cu omul. Dumnezeu nu iartă pe nimeni, nu mântuiește pe nimeni, nu salvează pe nimeni dacă omul ăla nu vrea. Nu te culci seara păcătos, plin de păcate, și Dumnezeu spune și așa, Hristos a murit pentru toată lumea, inclusiv pentru tine. Știu că tu nu accepti salvarea, dar nu există altă salvare decât prin sângele Fiului meu. Ca atare în noaptea asta cât tu dormi. Eu o să te mântuiesc, o să te spăl de păcate, o să te salvez și îți pregătesc împărăția. Când o să te scol dimineața, numai să te anunț că ești salvat. De ce n-ar face Dumnezeu dacă ne iubește așa de mult toată treaba asta? De ce? Pentru că lui îi trebuie acceptul nostru. Lui trebuie ca eu să-i spun, Doamne, sunt păcătos, Tu salvează-mă și iartă-mă. Și Dumnezeu intervine și face lucrarea aceasta împreună cu mine, Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea există în Biblie, El care știa toate lucrurile, vine un orb în fața Lui. Și Domnul Iisus, care știa și vrea ăsta, îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Păi ce să vrei un orb care știe că tu vindești? Ce să vrea? Dar el are nevoie de acceptul tău, de verbalizarea lucrului respectiv. De aceea lui Dumnezeu îi place să lucreze împreună cu noi. Există o vorbă printre oamenii care studiază Biblia, noi fără Dumnezeu nu putem, El fără noi nu vrea. Noi nu putem să ne vindecăm, El fără noi nu vrea. Noi nu putem să ne mântuim sufletele, El fără noi nu vrea. Totdeauna lui Dumnezeu îi place să lucreze împreună cu noi. Fii disponibil și fă-ți partea, Doamne ajută! Al doilea principiu pe care îl găsim aici, Dumnezeu face doar ceea ce omul nu poate face. Dumnezeu face doar ceea ce omul nu poate face. Vedeți că la primul principiu, Domnul Iisus Hristos putea să poruncească ca piatra aceea să facă nisip sau să dispară de acolo. Dar îi pune la muncă pe ăștia. Spune, dați piatra la o parte, faceți-l voi ceva. Să putem avea învierea lui Lazar astăzi, să aveți și voi transpirația voastră, munca voastră, sudoarea voastră. La al doilea principiu al salvării, Dumnezeu face doar ceea ce omul nu poate face. De foarte multe ori Dumnezeu vrea să salveze, dar ne cere mărturisire, ne cere iertare, ne cere să ne smerim. Noi am vrea să-L punem tot pe Dumnezeu să smerească, tot Dumnezeu să pocăiască, tot Dumnezeu să iei de zile de post. Noi nu mă primim, însă Dumnezeu vine și spune, sunt lucruri pe care le poți face tu și doar tu și sunt lucruri pe care le pot face eu și doar eu. Fiecare să-și facă treaba lui, dar eu lucrez doar ceea ce tu nu poți face. Iubiții mei, oamenii au dat piatra la o parte pentru că asta puteau face ei. De înviat pe Lazar a făcut-o Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. În viața ta aștept să facă Dumnezeu niște lucrări. Fă-ți partea ta.
Fii sigur că tu ai făcut ceea ce trebuie. Veți găsi pe paginile Sfintelor Scripturi foarte clare principiile acestea. Că Dumnezeu lucrează împreună cu omul, că Dumnezeu este Cel ce face ceea ce omul nu poate face. De foarte multe ori îi spune lui Dumnezeu să facă lucruri care sunt de puterea noastră, de competența noastră, sunt la îndemâna noastră. Și spunem, Doamne, fă Tu lucrurile respective. Iubitul meu, dacă Dumnezeu ți-a pus la îndemână niște lucruri, te poți interesa, poți studia, te poți ruga, te poți smeri, te poți umili înaintea Lui, după care Dumnezeu sigur își va face partea Lui, slăvit să fie Domnul. Și ultimul principiu al salvării, peste care vreau să trec puțin mai rapid, că Dumnezeu oricum e credincios și își face partea, nu numai că Dumnezeu lucrează împreună cu omul așteptând aportul nostru, nu numai că Dumnezeu lucrează doar ceea ce omul nu poate, ci Dumnezeu lucrează după ce omul și-a terminat partea. Există anumite lucruri pe care noi trebuie să le facem ca Dumnezeu să intervină. Există legi în Biblie, una dintre ele, cine caută, găsește. Dar găsești doar dacă? Nu se descopere nimeni dacă tu nu cauți. Cine bate, deschiderea ușii nu urmează intenției de a bate, ci deschiderea ușii urmează bătăii în ușă. De aceea, iubitul meu, e foarte important de știut că Dumnezeu lucrează după ce omul și-a terminat lucrarea sa. După ce omul a dat piatra la o parte, a intrat Iisus Hristos. Oamenii nu au împins piatra aceea o bucată și au spus, Doamne, să zărește ceva înăuntru. Că Domnul nu avea sens să-L învie pe Lazar și să plimbi pe mormântul ăla cu pietroiul pus deasupra. Trebuia ca oamenii să-și facă treaba desăvârșită, adică să dea piatra la o parte. Cât durează datul pietrei la o parte din dreptul problemei tale, asta depinde. Depinde de efortul pe care îl faci, depinde de prietenii pe care îi ai, depinde de timpul pe care îl alogi, dar e foarte important de știut, Dumnezeu va interveni doar după ce tu îți vei termina lucrarea. Nu există moment când piatra ai dată la o parte și Dumnezeu să nu intervină. Nu uitați, a existat un om în Cezarea, omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu, făcea multe milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și într-o zi a făcut o ultimă rugăciune și a făcut o ultimă milostenie. Și dintr-o dată a venit îngerul Domnului la el și îi spune, Cornelie, Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunile tale și milosteniile tale. A venit cumulul la toate lucrurile, s-a dat piatra la o parte. În momentul respectiv i s-a spus, trimite la Iope, va veni Petru și problema va fi rezolvată. Că eu, Dumnezeu, pot să o fac. Dar există anumite lucruri prin care dai piatra la o parte. Există situații când Dumnezeu îți spune, stai înaintea mea cu post și cu rugăciune. Omul postește o zi, se roagă din când în când, așa, dacă își mai aduce aminte, unii Dumnezeu să lucreze. Iubitul meu, ai împins piatra aceea sau te-ai făcut că ai împins și vrei să vezi pe Dumnezeu să-L aduci la lucru? Să-ți dea tot El piatra la o parte, El să-L învie pe Lazar? Nu, nu, Dumnezeu dorește să lucreze împreună cu tine. De aceea e important implicarea noastră în domeniul acesta. Vă repet principiile acestea de care trebuie să ținem cont. Dumnezeu lucrează împreună cu omul. Suntem onorați să lucrăm împreună cu El. Dumnezeu lucrează doar ceea ce omul nu poate, ce stă în puterea ta. Fă! Și apoi Dumnezeu lucrează după ce omul și-a terminat lucrarea. Acum, partea care e mai substanțială și asupra căreia vreau să insist mai mult, este ce avem de făcut noi. Dumnezeu oricum va lucra, dar care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem noi? Primul lucru pe care l-am numit eu este partea de mărturie. Când Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta, ca să dăm acces Domnului la probleme, aici cazul problemei fiind numele Lazar, însă există și alt tipuri de probleme pe care le avem. Biblia vine și spune că oamenii sunt morți în păcatele și în greșelile lor. Și ca atare, morții aceștia spirituali, față de morții trupești, au un simț care funcționează. Și spune Sfânta Scriptură, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 5 și cu versetul 25, în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Amin. Morții ăștia spirituali au un simț. La orice mort te duci și vorbești cu el, n-aude.
Îl înțepi, n-ai nicio treabă. Îi dai foc, n-are nicio treabă. Toate simțurile nu funcționează. La morții spirituali funcționează auzul. Vor auzi. De aceea predicarea Evangheliei e importantă. De aia depunerea mărturiei, mântuirii tale e importantă. Pentru că oamenii morți în păcatele și viciile lor, singurul simț care funcționează și sunt atenți este auzul. De aceea credința vine în urma. La morții spirituali, credința se firipă în urma auzirii. De aceea e importantă vestirea Evangheliei. De aceea e important să spui cum ai fost păcătos, cum te-a salvat Hristos și cum Hristos vrea să salveze pe alții, că e loc în rai pentru toți. Doamne ajută! Depui mărturia aceasta? Pentru că morții spirituali au nevoie să audă. Și din punctul acesta de vedere, trebuie să accesăm voia lui Dumnezeu pentru noi și să facem ceea ce trebuie. Primul lucru la mărturia noastră, frații mei, este să dăm piatra la o parte. Când Domnul Iisus a spus, dați piatra la o parte, cert este că Maria și Marta probabil ar fi vrut ele să dea piatra. Dar ce pot face două femei cu dita mai bolovan? Ce pot face? Ca atare au avut prieteni. Erau veniți mulți prieteni de ei lor acolo să mângâie cele două surori de pierderea fratelui lor. Și prietenii lor au sărit în ajutor. Stimații mei, de foarte multe ori observ părinți, frați și surori, uscați de rugăciune și de post, încercând să dea piatra la o parte de pe mormântul copilului care vine la 3 dimineața și care miroasă ce miroasă și vorbește ce vorbește, care e mort spiritual. Pentru că piatra aceea e foarte dificil de dat la o parte. Mai ales dacă viciu vine de mai multă vreme. Ca atare e o binecuvântare să faci parte dintr-o biserică. E o binecuvântare să ai prieteni care să te ajute să dai piatra la o parte. Și piatra aceasta la o parte nu se dă doar așa din ochi, din priviri, din intenții. Piatra asta trebuie să depui efort. Și mai mult ca efort, trebuie să depui unitate. Imaginați-vă dumneavoastră că avem în spatele meu mormântul cu piatra aceasta mare, și chem pe unul dintre băieții de la voi care mai merge la sală, așa, care i-a făcut bine, și îi spun, te rog frumos, domnul, dă piatra la o parte. Vine ăștia și adună toți mușchii pe care are la el și îi mai împrumută ce mai are și încearcă să împingă. Nu reușește. Bun, chemăm altul mai solid ca el. Vine și ăla, își face și el șuc și nu reușește. La un moment dat constatăm că nu putem. Dar cineva dintre noi spune, măi oameni buni, ia puneți-vă voi toți ăștia cu mușchi și fără mușchi, puneți mâna pe piatră, eu spun 1, 2, 3 și! Și dintr-o dată toți vezi că împing piatra și o dau la o parte, că s-au unit. Foarte multe probleme nu se rezolvă astăzi pentru că nu știm să păstrăm unitatea asta. Eu cred că răpirea bisericii va fi înainte din necazul cel mare. În rest, cântăm la fel, ne rugăm, altul crede că răpirea bisericii va fi în timpul necazului cel mare. Din momentul ăla nu mai este valabil șina care eu. Din momentul ăla nici mai vrea să mă mai vadă. Bine, astea funcționează așa, că el intră pe ușă și eu ies pe alta. Chestiile astea funcționează la noi. Problema este când copilul lui are nevoie să dăm piatra la o parte, că o plecat de acasă și nu-l mai găsește. Problema este că el are nevoie de oameni să-l ajute să dea piatra la o parte. Nu se ia cina atunci. Nu se studieze când vine Domnul. Nu se vadă cu ce se ia cina Domnului, cu păhărele, cu pahar, cu cum se face spălarea sau ce. Acum ai de dat piatra la o parte. Dintr-o dată eu bag mâinile în buzunar și spun nu. Prea mult scandal ai făcut până acum ca să poți să te ajut eu la treaba asta. Descurcă-te singur. Și stă bietul om cu nevastă sau și copiii ceilalți postind, rugându-se să dea piatra la o parte. Pentru că de-a lungul timpului au avut grijă să-i depărteze pe toți ceilalți care îi puteau ajuta la o problemă importantă. Frații mei, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel, Doamne ajută! Iar în celelalte, spunea Pavel, Dumnezeu ne va... Cine? Păi da, am eu niște neoane, frate, îți bagă în ochi neoanele alea, 3 zile nu mai vezi nimic. Pentru că ce, cum văd eu, așa trebuie să vezi și tu. Păi da, pe tine cât te-a așteptat Dumnezeu să vezi așa cum vezi? Păi frate, m-a așteptat vreo 20 de ani și cu tu îmi luminezi pe ăsta în 3 zile? Stai și nu vedi? Tu așa faci? Sunt frați în biserică care nu înțeleg treaba asta. Și câtă vreme totul e bine, n-ai niciun mort împrejur, totul e bine, te ieși de unul și de altul. Când a venit problema și ai problema ta, ai mortul tău, ai boala ta, ai situația ta, în momentul ăla contează și te ajută. Și dacă oamenii spun, lăsați bolovanul acolo că stă bine, că ăsta ne-a enervat tot timpul,
ne-au supărat tot timpul, s-au agățat de toți. Dintr-o dată te trezești cu oameni care nu te ajută și tu rămâi cu problema, durează foarte mult. Pune-ți întrebarea, cum te-ai comportat între frați? Frații mei, vă ridic problemele acestea pentru că le văd. Sunt oameni care câștigă, sunt oameni care au, care vin în biserică, le pare rău că nu pot pune eticheta cât o costa costumul sau ochelarii, să aibă eticheta costul, să intre în adunare aici. Se întreabă, tu cu tot cu urbul ăla de mașină ești, dar tu hainele astea le-ai luat de la bazar, ai fost în Șava, ai luat de la bazar hainele astea? Tu n-ai niște, un costum de firmă, o haină de, așa, o cămașă de firmă, cel puțin, să ai, să vii aici în adunare? Bine, azi, mâine, poi mâine, răspoi mâine, într-o zi ai problema ta în mormânt. În momentul respectiv, spui, frații mei, ajutați-mă acum că am ceva, sunt bolnav, am copilul meu în mormânt, am soția mea într-o situație, ajutați-mă acum. Auzi împrejurul tău, frate, îți spun, Doamne, mulțumim că ai început să lucrezi. Ai început să lucrezi în dreptul lui, văd că se smerește, văd că dintr-o dată nu mai contează hainele de firmă, nu mai contează că umblăm cu mașele, dintr-o dată s-o coborât la nivelul nostru. E pământean în sfârșit. Dar de ce trebuie să ajungi tu așa? De ce oare te-a așezat Dumnezeu, frate, între frați? Eu am doi copii, atâta mi-a dat Domnul. Îmi pot permite mult mai mult. Știu că în biserică există familii care au 10 copii. Ăla nu-și poate permite ce-mi pot permite eu. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să umilesc pe tatăl ăla și pe mama aia în adunarea sfinților, prin aroganța mea. Pentru că într-o zi trebuie să dau piatra la o parte. Pentru că într-o zi voi avea și eu o problemă. Am întâlnit oameni cărora li s-a spus foarte clar, băi, la banii care ai tu, ar trebui să-ți cumpiri o bombă de mașină, să o pui la intrarea în biserică, să nu poate intra ăștia să vadă că e ultimul răcnet, ultimul tip, toate opțiunile, să lași ușile deschise dacă deschide cineva să vadă ce fel de mașină ai tu. Și ăsta a spus, și la ce mă ajută? Pot să-mi iau mașina aia. Dar eu vin îmbrăcat normal, cu o mașină normală, să mă închin cu frații mei normali. Ne bucurăm înaintea Domnului și când noi fi bolnav, toată adunarea asta se va ridica să dea piata la o parte. Frații mei, am observat că la un moment dat au avut o problemă în familie, omul ăla. Omul ăla care era printre noi, era ca noi, cu toate putea să fie altfel. Când a avut problema aceea, biserica s-a ridicat ca unul, a dat piatra la o parte, s-a spus un cuvânt și mortul l-a înviat, slăvit să fie Domnul. Problema a fost rezolvată, dar asta se pregătește din timp. Asta se pregătește din timp. E drept că știi, e drept că ai studiat, e drept că cunoști greacă. E drept, dar asta nu-ți permite să te porți arogant în mijlocul fraților. De-aia trebuie să trăiești smerit, să stai înaintea Domnului și să porți respectul, să te ajute ceilalți. Când am vizitat un anumit continent, am fost la vreo două convenții acolo, am găsit acolo un frate păstor care avea un copil care s-a luat cu colegii de școală, s-a apucat de băut, după care umbla cu praful și l-a băgat ăștia la pârnaie, la pușcărie. Când am ajuns acolo, eram la un cerc de rugăciune și se ridică păstorul și spune, frații mei, să ne rugăm pentru Georgia noastră. Știi, Georgia noastră o greșit, o așa, e în pușcărie, dar trebuie să-l cerceteze Domnul. Când a fost convenția, s-au adunat toți frații din zona respectivă, din țara respectivă, din continentul respectiv, la urmă, la rugăciune, cine crezi că se ridică? Păstorul se ridică și spune, fraților, pentru Georgia meu, vă rog frumos. Ceilalți păstori spunea, băi, tu ai atâția copii, restul stăți pe calea Domnului, numai Georgia tău e așa cum este. Trece la pierdere, asta e situația. Trece. Eu am unul și în lume, mă vezi că fac atâta gălăgie? Lasă-l pe George, trece la pierdere. Ăsta se ridica, spunea, frații mei, și Georgia meu, vreți să mă ajutați? Vă rog frumos să mă ajutați. Și frații se rugau. Știu că am fost la a doua convenție din nou George. Acum când se făreau un cer de rugăciuni și când nu auzăm de George, îmi vine să mă ridic eu. Dar George unde? Ce? Nu-l prezentați cazul lui George? Frații mei, după ce am plecat de acolo, George a fost cercetat în pușcărie. George a primit mântuirea, George s-a botezat, George a ieșit, George s-a căsătorit și George e lucrătorul nogolului Evangheliei. Slăvit să fie Domnul! Majoritatea băgăm treburile sub preș. E problema noastră, e mortul nostru, mai dăm cu var, așa, mai punem niște florișele, aici e lăzărica noastră. Veniți în pelerinaj, cam atât tot. Fratele meu, dar mortul ăla are nevoie de un cuvânt din partea lui Iisus, are nevoie de o schimbare.
E singurul care poate. Și Dumnezeu spune, dă piatra la o parte, că eu anulez putreziciunea. Eu anulez păcatul. Eu anulez viciul. Eu am putere să salvez. Ori, frații mei, pentru asta ai nevoie de frați. Când tu nu mai poți să ridică ceilalți cu care i-ai dat pacea Domnului, cu care te-ai încurajat de-a lungul timpului, care i-ai spus să-i trimis mesaj să știi că mă rog pentru familia ta, și este o vorbă în zona noastră, câteodată când un frate când trece printr-o încercare cu situații, cu un copil, cu o boală, transmite prin SMS la ceilalți, frații mei, vă rog frumos să mă împumbutați cu niște rugăciuni. La vremea potrivită, vi-l întorc înapoi. Vi-l întorc înapoi. Că asta e frumos între frați. Nu poți să spui la toți asta. Pentru că sunt oameni care nu înțeleg că datul pietrei la o parte presupune efort, presupune muncă, presupune unitate. Să ne ajute Domnul. Al doilea aspect, frații mei, pe lângă datul pietrei la o parte, este pregătește accesul Domnului la cel care-i mort în păcatele lui. Ori pentru asta suntem chemați să depunem mărturie, să vorbim și să ne comportăm corespunzător. Cuvântul Domnului nu ne dă voie să ne facem reclamă, să nu ne lăudăm, spune cuvântul Domnului, să nu ne lăudăm cu ce avem. Dar, în schimb, Biblia vine și ne spune că avem dreptul să ne facem reclamă, să cunoască toți. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți? Fă tot posibil să știi este de blândețea ta. Oriunde te duci, arată cât ești tu de blând. Și când te întreabă ăștia, cum ești tu așa de blând? Din cauza Mântuitorului Iisus Hristos. Amin. Fă-ți reclamă cu așa ceva, nu cu altceva. Noi ne facem reclamă cu alte lucruri, cu cifra de afaceri, cu realizările noastre, parcă și alea vin de la noi din buzunar. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, sănătate și tot de la El avem, dar totuși le punem acolo. Însă Biblia vine și spune blândețea ta să fie cunoscută de toți oamenii. Vrem, nu vrem, suntem o priveliște, suntem o cetate așezată pe un munte, suntem urmăriți, frații mei, urmăriți în toate domeniile. Chiar dacă oamenii au o anumită poziție față de noi, preconcepție față de noi, totuși există domenii în care Biblia ne cere să avem o mărturie bună. Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 12, în felul următor. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd. Sunt fapte bune pe care nu trebuie să știi dreapta, ci face stânga. Aia e dărnicia ta personală. Dar sunt fapte bune pe care Dumnezeu le cere să le facem împreună. Adică omul de afaceri care vrea să pună 1000 de euro, pune la colectă, eu pun din șomajul meu și eu 5 euro la colectă. Fapta noastră e împreună, măi. E împreună. Nu poți să vină cineva să spune, băi, baza e la noi. Nu. Asta e o faptă pe care o facem împreună să ajutăm pe cineva. Ori lucrurile acestea trebuie văzute, pentru că oamenii văd faptele acestea bune și spune Scriptura și slăvesc pe Domnul în ziua cercetării lor. Există oameni care vorbesc de pocăiți, că cei mai cutari, cei mai cutari, cei mai așa, cei mai așa. Sunt ocazii pe care Dumnezeu ni le dă să facem fapte bune. Am întâlnit nu numai un caz, mai multe cazuri, când într-o anumită comunitate era o comunitate mică de evanghelici, o adunărică de frați, fiecare dintre ei stabilise, băi, vara aceasta mergem la copii în Austria sau la copii în Belgia, mergem până acolo. Ori e cheltuială să mergi până acolo, am pus niște bani deoparte. Altul a spus, domnule, eu vreau să-mi iau doamna să mă duc în concediu până la munte, să rezerv o cabană acolo, să stăm și noi liniștiți, acum cât copiii sunt căsătoriți, să stăm liniștiți acolo. O pus și el niște bani deoparte. Altul s-a gândit să schimbi mașina, că prea mult fumul de la mașină rămâne pe stradă, după ce treci el și după 5 minute încă mai este fum de la mașina lui. Să schimb mașina asta, să iau una care măcar nu scoate fum, nu arde ulei și așa mai departe. Fiecare avea proiectul lui. Și pe când ei se gândeau la proiectul lor, dintr-o dată casa unui bărbat ortodox din localitate cu 6 copii a luat foc. A luat foc. Până au venit pompieri, știți când vin pompieri, nu dau numai unii foc, dau să nu iei foc tot. Să asigure că nu mai izbucnește focul. Udă tot acolo. Într-o dată omul ăla-i scos din casă cu 6 copii, o parte din copii îl iau niște rude pe el, îl ia în parte familia și tot satul se uită acum ce va fi, că doar cad din sarcina rudelor. Și la un moment dat se ridică cineva și spune, oameni buni, acum e momentul să facem niște fapte care se văd.
Asta înseamnă să-i ajutăm pe oamenii ăștia. Unul spune, băi, dar eu pot să dau doar 2 metri cub de beșea, domnule, atâta tot. Altul spune, eu pot să fac rost niște căpriori, niște grinzi și așa mai departe. Altul spune, băi, eu n-aș putea să fac ceva, doar ceva de mâncare, spune o soră de acolo. S-a ridicat un frate cu viziune și o spune, oameni buni, vreți să ne apucăm de treaba asta? Asta înseamnă nu mai mergem în concedii, nu mai mergem la copii, nu mai schimbăm mașina, nu mai facem nimic. Luăm banii ei, aducem aici și hai să ne apucăm de treabă. A doua zi, cu aprobarea autorităților, tinerii au plecat, au dat jos toată stirigia, tot ce au ars de acolo, au făcut curățenie, au venit frații cu beceaurile, le-au pus acolo, au zidit, alții au pus căpriorii, au venit cu tabla, astea toate sub nasul rudelor, a fraților lui de credință, a preotului satului, a tuturor, surorile veneau la ora 10 cu micul dejun, la ora 3 cu prânzul, pregăteau în fiecare zi. Mai veneau rude, mai ajutau câte ceva, mai mult să mănânce, dar veneau acolo. Ăștia erau acolo pe ziduri. În câteva luni de zile, au pus acoperișul înapoi, o zugrăvit în casă și familia a intrat. Du-te acum în localitatea aia unde dorești să faci evanghelizare și să vorbești de pocăiți, îți spune, lasă, domnule, pocăiți sunt niște bandiți, sunt niște cutare, sunt numai pentru ei, sunt numai să se ducă în concedii, numai să aibă ei mașinile cele mai tari. Du-te acum la ei și spune, domnule, vreau să mă duc la pocăiți. Băi, știu, i-am văzut, sub nasul nostru cheltui banii. Aici au făcut un lucru pe care noștri nu l-au făcut. De ce? Pentru că au deschis drumul Domnului Iisus spre inima lor. Au venit meseriași de aici, din Austria, din Italia, din Spania, au venit acasă. Au de lucru pe ani de zile. Când intră în casa unui om, omul ăla totdeauna pune, că doar știi ce meseriași sunt, pune semne pe la sertare, pe la cutare, că ăștia când intră într-o casă, verifică și ce are în sertare și dacă trebuie zugrăvit în interiorul sertarului și așa mai departe. Câte nu verifică ei? Ei, din punctul ăsta de vedere, pune niște semne. Când intră băieții credincioși acolo, așează ciolofan tot frumos, la un moment dat dă un dulap puțin la o parte, găsește 100 de lei acolo, ia 100, o pune acolo deoparte. Când mai mută o mobilă, cade de pe undeva de sus 50 de lei, ia și pune totul acolo, pune acolo, sertarele îi lasă așa, seara când pleacă de acolo, pune, am găsit 150 de lei, 100 după dulapul ăsta, 50 era pe dulapul respectiv, a căzut, va aparține. Discută cu omul cât costă lucrarea. Omul spune, mai trebuie niște spoturi, mai trebuie cutare. Dom'le, atâta costă lucrarea aceasta. Vin băieții, fac treaba, la urmă omul e încântat. Spune, băi băieți, sunt foarte mulțumit de ce ați făcut și modul în care ați lucrat în casa mea și modul cinstit în care ați lucrat. Vreau să vă plătesc plus. Îi spune, nenea, ascultă de care e situația. Nu ne plătești plus. Noi am făcut lucrul acesta că ne-a plăcut să lucrăm la dumneatale și vrem să-ți luăm cu 300 de lei mai puțin. Pentru că noi avem evanghelizare și vrem ca clienții noștri să vină la evanghelizare. Dacă ți-a plăcut cum am lucrat, te rog frumos, onorează-ne și vin la evanghelizare. E plin de oameni care vin la evanghelizare respectivă, unii dintre ei aud glasul Domnului și spune, Vasile, Maria, ieși afară. Și dintr-o dată omul umblă, slăvit să fie Domnul. Dar drumul l-a deschis o echipă de meseriași. Sunt alții care toți din afară îți veniți, intră în casă și când se uită, băi, și diagonal mare are la televizor asta. Stare bani. Nenea să scumpește rigipsul. Să scumpește, să știi că o să-ți coste mai mult. Măi, cât mai mult? O să-ți coste mult, ai să-ți mir. Măi, dar ne-am înțeles un preț totuși. Nu-i problemă. Ce robinete are la bale? Spoiti cu aur. Are bani. Cu alte cuvinte, ăștia-s banii noștri. Vine omul respectiv... Și după ce termină lucrarea, cât costă? V-am spus că o să coste mult. Păi, dar nu se poate așa ceva. Dar luam altă echipă. Te lăsam în șantier, tu îți dai seama de lucrul ăsta. Dumetale, dă-ne banii. După ce dă banii, numără băieții satisfăcuți, că au luat bani mai mulți, îi spune, știți, avem o evanghelizare la noi, la biserică, n-ați vrea să veniți? Nu vreau să vă cunosc nici pe restul. Unii pun piatra mai bine pe mormânt și mulți dintre ei niciodată nu vor mai auzi glasul Domnului. Te duci la ei, lasă-mă, domnule, îl cunosc pe cumnat meu. Lasă-i, cunosc peste. Pentru ceva anume, că-i ban, că-i o bucată de grindă de la casa părintească, închizi drumul lui Iisus Hristos spre inima omului aceluia. Și nu uita, grinda putrezește, pământul va arde cu sufletul rudelor tale, trăiesc veșnic. De ce nu-i dai voie lui Iisus Hristos să intre în viața lor? De ce nu te comporți corespunzător? Doamne ajută, frații mei!
Asta intră la mărturie. Când biserica este unită și dea piatra la o parte, când frații depun o mărturie bună, făcând ca accesul Domnului la persoana respectivă să ajungă, Domnul Iisus face singurul lucru, înviază și dintr-o dată omul capătă viață. Dintr-o dată îi place rugăciunea, îi place adunarea, îi place Scriptura, îi place să vină aproape de Domn. De ce? Are viață, e viu. Numai că și aici mai există câteva lucruri care trebuie să le învățăm și asta e problemă de maturizare. De foarte multe ori comunitățile noastre nu prea știu să lucreze la maturizare. Aș vrea să vă spun că atunci când Dumnezeu învie pe cineva, apare fenomenul numit naștere din nou. Ori totdeauna când cineva este născut din nou, ca și atunci când este născut într-o familie, este prunc. Nu este om mare, e prunc. Circula odată un autocar cu mai mulți străini, francezi, spanioli, pentru un sat de prin munții Apuseni. Părăsit de tineri și au mai rămas doar câțiva bătrâni așa cu clopul pe o parte și la un moment dat s-au dat jos excursioniștii ăștia și l-a întrebat prin translator pe un bătrân de dincolo de gard. Întreabă-mă ei, în satul ăsta s-a născut cineva mare la ei, aici. S-a născut cineva mare. Și bătrânul șugubăț, așa cum majoritatea românilor, a spus, spune la nene ăștia că la noi în sat nu s-a născut nimeni mare, toți au fost copiii primate. Le-a dat răspunsul pe loc. Am vrea că atunci când se naște copilul nostru să aibă măcar 14 ani. Am vrea să aibă 21 de ani să meargă la muncă, să ne sponsorizeze și pe noi. Dar nu, el când se naște, e prunc. Când ne naștem în familia lui Dumnezeu prin credință, suntem prunci în Hristos. Ori prunci în Hristos, conform pastorului Pavel, au o caracteristică mai dubioasă, așa. Dați-mi voie să vă citesc textul Bibliei care se găsește în 1 Corinteni, capitolul 3, ca să înțelegeți de ce din foarte multe ori oamenii veniți proaspăți la credință au anumite stiluri, așa. Spune Sfânta Scriptură, versetul 1, capitolul 3, versetul 1, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, adică mari, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în... Cum adică e sinonim? Da. Și continuă Biblia în continuare. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi. Versetul următor vine și vorbește de care... Pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, cât între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Prunci în Hristos! Ori, stimații mei, asta e caracteristica pruncului. Și prunci în Hristos, unul dintre cele mai dificile lucruri pe care trebuie să le facă este să învețe să meargă la o anumită vârstă. Mi-ar fi plăcut să vă spun că eu am mers pas de filar din prima. Nu. Toți copiii spune tata, hai la tată și dacă nu ești lângă el, faci primul cucui. De ce? Pentru că cade. Cade, asta e situația. Mergi pe lângă masă, pe lângă scaun. Întreabă pe părinți dacă nu ești sigur. Mergi pe lângă masă, pe lângă scaun, mai ai căderile tale. Știi ce spune Biblia despre copilași în Hristos? Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu... Adică să nu cădeți, măi! Vă citesc, vă uitați ciudat la mine, fratele, să vorbești din Biblie? Da. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprienit. Amin. Cui scrie asta? La copilași, care învață să meargă. Care învață să meargă. Câteodată mă duc la anumite slujbe, și în timpul slujbelor respective, este un frate care își trimite copilașul de 3 anișori sau 4 anișori la mama, de partea cealaltă. Copilașul pleacă la mama. Nu se uită copilașul, că e un cablu de la un microfon care trece pe acolo. Copilașul în dorul lui de mama se împiedică de cablul respectiv, cade jos și spectacolul e asigurat. Începe a țăpară și dacă nu-l ieși cineva de acolo, slujba e compromisă. El stă acolo și țipă, nu e nicio problemă. Tot în timpul acelei slujbe, la lucrăciunea de final, fratele păstor numește pe cineva să roage. Și un băiat care e cu microfonul de vreo 14 ani, ia microfonul, nu vede nici el cablul ăla, se duce și duc cu microfonul la cine se roagă. Se împiedică de cablu și cade. Cât credeți că răcnește jos? Cât credeți că plânge jos? Păi de ce nu plângi ca celălalt? A crescut, e tânăr.
Ei, tânăr, vă mai recitesc încă o dată pasajele biblice. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 12. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Domnului, că voi mai cădeți. Continuă Biblia. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Versetul 14. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Amin. Unii cad și alții stari și biruiesc pe cel rău. Diferența știți care este? Au crescut. Bun, ai un copilaj de 3 ani și vrei să devină de 14 ani. Faci galerii, crești, crești, hai crești, crești mai repede, crești mai repede, crește? Nu. Trebuie să-i dai mâncare, trebuie să-l lași să odihnească, trebuie să ai grijă de el și în timpul ăsta crește. Stimații mei, când noi venim la pocăință și când ne înviază Iisus Hristos, suntem născuți din nou și primul nostru stadiu este de copilaj. Ne enervăm ușor, ne supărăm, de așa anumiți oameni ne caută tocmai pe noi în războaiele pe care le poartă de ani de zile în biserică, să aibă o echipă de copilași după ei, să-i ducă cu vorba. Să luptați pentru mine. Ori, frații mei, spune Biblia, să nu fim copii plutind încoace, purtați de orice vânt de, pentru că ăștia caută copilașă. Pe ăștia îi poți păcăli. Deci că poți să-i arăți la un copilaș o ciocolată și poți să-i arăți o bancnotă de 100 de euro. Copilașul va alege totdeauna ciocolată, nici nu se uită la hârtie ce e. Ori un om matur îți va lua 100 de euro și spune, până la toată urma îmi dai ciocolata, fără nicio discuție, dar prima dată mi-e 100 de euro, că pot lua o grămadă de ciocolăți. De ce? Pentru că gândirea e corespunzătoare. Când vii la credință, ești copilaș, până începi să mergi, mai caz, mai aluneci, mai faci câte un cucui și așa mai departe. Soluția este să crești și din câte știu la Elim Brun, să dă hrană. Să dă hrană. Ne spune Sfânta Scriptură, la o înviere făcută de Domnul, la fica lui Iair, Domnul le-a spus ceva la oamenii de acolo. Luca, capitolul 8, versetul 54 și 55. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să un om viu mănâncă! Citește Biblia, îi place rugăciunea, îi place cântarea, îi viu în biserica Domnului. Are căderile lui, are supărările lui, dar e viu, îi place. Iubitul meu, tu poți prelungi copilăria asta foarte mult. Toți ne bucurăm de copiii noștri că, când sunt micuți. Îs gingași, strâcesc cuvintele, merg cum merg, îs copii. Nimeni nu acuză și bate pe copii că n-au crescut. Nu, îs copii. Că nu crezi mai repede. Îs copii. Dar după ce copilul are 30 de ani și el încă se joacă cu jucării, orice părinte e supărat. Orice părinte e supărat. Când el încă îl poartă, ăștia dincolo îl duc într-o parte și în alta, că e supărat. Ori Biblia vine și spune, Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, oameni care dau hrană, ca să creștem în toate privințele și să nu mai fim. Tu poți să-ți asiguri o copilărie prelungită. Să ai 30 de ani, joia nu vii, marța nu vii, duminica dimineață vii, duminică seara, ți-ai doar puțin și te miri că cazi în aceleași greșeli, încă îmblă pe lângă masă. Încă ai căzut, încă ai probleme. Și de ce să nu vă spun, poporul Domnului e plin de copii. Ne rugăm, Doamne, adu pași în România, să aude câte un amin, așa. Doamne, te rugăm, binecuvintează Austria, să aude un amin. Când spui, Doamne, iartă-ne de păcatele noastre, auzi, amin. Toată lumea e pe lângă masă, pe lângă scaun, iar o luat-o în freză, iar o căzut jos, iar e problemă cu el. De ce? Pentru că suntem copilași încă. Tinerii au biruit pe cei rău. Tinerii pot să lucrează pentru Domnul. Copilăriile sunt amintiri deja. Foarte mulți frați, pentru că nu se hrănesc din cuvânt, n-au părtășie la rugăciune, sunt niște copii. Ca au jucăriile lor, ordinarea, comitetul, să facă și el ceva, dă-mă jucărie și mie, dacă ei lua jucăria, gata. S-a stricat toată treaba. Ori iubiții mei, asta e datoră de copilaș. Oamenii mari își dau seama că se schimbă serviciu. Când Dumnezeu vrea să-ți dea un serviciu mai bun, ți-l închide pe asta și îți deschide altceva.
Dar nu stai toată ziua și bați cu capul și cu așa la ușa ceilaltă că îți lega sentimental de vechiul job. Nu! Dumnezeu mi-a deschis, eu trebuie să fiu atent. Ce ușă mi-a deschis Dumnezeu mie? Pentru că Dumnezeu închide ușa ca să le deschidă pe altele. Dar asta e noțiunea și mentalitatea de om matur. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Tinerilor nu le place să cadă. Și atunci când cad, nu stau mult, se ridică rapid. De ce? Pentru că cel neprihănit poate cădea de 7 ori, dar totdeauna se... E matur, domnule. E matur. El are poziție. Nu intră depresie. E tânăr. Și soluția pentru noi este să mâncăm ca să creștem. În biserica Domnului trebuie să se asigure hrană spirituală ca să creștem. Al doilea aspect de maturizare, frații mei, este să fie dezlegați. Vedeți că Lazar iese afară, dar e legat. Și Domnul nu spune, am să mă rog Tatălui Ceresc să vină o ploaie și de să iardă legăturile lui ăsta, să poată merge el normal. Nu. Domnul vine și spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți oameni care sunt născuți din nou, sunt vii, sunt legați. Îl pui, lucrează în biserică cu 2 mâini sângi. Și vezi că nu îl are. El vrea, dar nu îl are. Pentru că e legat. Sunt lucruri care îl leagă. Și frații mei, lucrurile pe care îl leagă, de multe ori nici nu e el vinovat. Amintiți-vă un text biblic pe care eu doar vi-l dau, care explică foarte mult în domeniul ăsta. Și spune Sfânta Scriptură, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinți. De multe moduri de a gândi, de a face, nu le ai tu, nu le-ai deprins tu, ți le-au dat părinții. Vă dădeam eu exemplu altă dată. Dacă bunicul era un tip nervos așa, te duceai la el să-i ceri o greblă și prima dată îți rădea o palmă și după aceea îți dădeai grebla. Bun, așa era bunicul. Tata s-a născut din bunicul nervos. Nepotul cu cine seamănă? Când vin la pocăință, eu-s iuti. Îs iuti, îs seamăn cu bunicul și cu tata. Nu-s eu vinovat, nu mi-am propus. Îs din neam, așa, iuti. O foarte mult spune, domnule, când Duhul Sfânt lucrează, efectiv te-ai pocăit, mergi la reluare, așa. Pentru că îți vine un calm pe tine. Nu, domnule! Dumnezeu te lasă în aceeași situație și rezolvă problema ta. Te dezleagă. Doamne ajută! Cu oamenii aceștia impulsivi, oamenii aceștia sunt oameni de inițiativă. Dumnezeu folosește aceste deficiențe pentru a le pune într-un loc bun și a produce. Apa poate să producă inundații, dar dacă îi pui o hidrocentrală, produce curent electric. Foarte multe din deficiențele noastre le folosește Dumnezeu pentru lucrarea sa. Însă astea trebuie pusă la dispoziția Domnului. Bașugat are mult. Identificați legăturile pe care le aveți. Pentru că mulți dintre ele veniți în adunare cu el. Vă luptați cu el. Sunt oameni care au anumite legături. Legături privitor la stilul de muzică pe care le ascultă. O viață întreagă o asculta manele. Acum când te urci la dânsul în mașină, el... Dă să pui pe frate groza și tot manel este. Frate, am greșit CD-ul, am greșit cu tare. De ce? Pentru că asta e acolo, în situația aia. Le mai spuneam la frați că odată m-am dus în Italia, m-am luat la aeroport un băiat cu mașina curățită, tot fain, așa și mergeam spre biserică. Și în timp ce mergeam spre biserică, o suna cineva. Și telefonul era dat pe speaker, că nu, omul n-avea nimic de ascuns. Efectiv, n-avea nimic. Și altul de la capăt nici nu a așteptat să-i răspundă și îi spune, ce faci, ai barabulă, îi spune lui, vă dați seama și de zona de unde era. Ce faci, băi, barabulă? Asta am fost la fotbal, ne tras niște piste picioare, aproape se rup picioare, te prinde odată viitoare la fotbal, să vezi ce fac cu tine și așa mai departe. Eu eram acolo, el se uita la mine, conducea omul respectiv. Ăla vede că ăsta nu răspunde, că probabil și ăsta zice ceva înapoi. Dar vede că nu răspunde și spune, dar tu unde ești? Păi eu l-am luat pe fratele Virgil și mergem spre biserică acum. Ălaltul dându-se seama că a greșit caseta, s-a lăsat liniște și spune, Harul Domnului Iisus să vă însoțească, frații mei. Toate astea le avem la noi acolo. Să... Și cu barabule, și cu picioarele, și cu fotbal, și cu muzica, și cu tare, dar și Harul Domnului Iisus e acolo. Depinde că mai greșim noi casetele. Ei, din punctul ăsta de vedere, toți avem câte ceva. Sunt oameni care în lumea asta s-au ocupat de transferul altora, dacă nu poți, se numește cleptomanie, adică îi place a fura. Teologic se numește cleptomanie, e ceva mai onorant.
să se numească. Dar ăsta nu se poate lăsa, se duce la tine măcar cu un pic să plece, măcar cu o piuliță să plece. Ei, vezi că el vine la pocăință, îi prinde râvnă pentru Domnul, se duce să repare mașina, dar vine cu o șurubiență la mecanic. El o are acolo. Ei, oamenii ăștia trebuie să vină cu problemele, cu legăturile lor. Și știți că biserica e tocmai locul ăsta? Când oameni care vin aici în biserică spun, frații mei, eu nu am altă problemă, sunt viu. Dar câteodată mă apucă nervii și nu știu ce trebuie să fac. Vă rog frumos să mă ajutați. Și vin frații spun, stai lângă noi, că te ajutăm noi. La prima adunare generală, parcă ai arcuri, să mă ridic să spun, nu, tu stai liniștit, nu-i cazul să spui tu ceva. Sunt oameni mai în vârstă, oameni mai pregătiți. Băi, dar mi se dă, așa am o cursivitate când stau jos, nu, las cursivitatea, las să vorbească cineva mai întrerupt, așa, dar tu stai liniștit. Îl vezi că își face presiune, cu tare, nu-l las să vorbească, nu cu tare. Bun, nu într-o lună, nu în două, dar peste 2 ani, dacă mai vin la voi, omul ăla iute, pe care îl găsesc un om calm, un om liniștit. Băi, dar cine te-a ajutat? Frați. De-aia spune Biblia, mărturisiți-vă unii altora păcatele. La noi, la ora actuală, considerăm că mărturisirea de păcat e o chestie pe care trebuie să o ducă cineva anume. Și câteodată de la mărturisire este păstorii galben la față, spăriet și auzit de lucrul respectiv. Și nici nu-i poți îngropa pe loc. Mărturisirea păcatului, a unor păcate, se face în zonă, frații mei. Eu sunt nervos. Mă ajutați? Te ajutăm noi. Te ajutăm noi. Ai grijă. Pe drum, la un moment dat, tu claxonezi, dă-te la o parte, cu tare, mă vezi, vine un frate și spune, calmă, a Domnului Iisus, te rog să mă ierți, că iar am gafat. Nu, veghează frața asupra ta. Sunt alții care vin, frații mei, mă iertați, eu n-am probleme cu ăsta, cu nervii. Eu sunt legat de, îmi place să iau lucrurile altora. Câteodată mă îmbrac cu o geacă tot mai bună, mă duc acasă, frață tot anunță, frații mei, cineva s-a îmbrăcat cu o geacă, o luat-o de aici, s-o aduc înapoi, dacă nu îi spotrivește, o mai vezi. Dar dacă cumva așa, el e pe aici, îl enervează când ăștia tăți roau cu mâinile sus și telefoane ultra-performante puse pe bancheta din spate. El e ispitit la culme în adunare. E viu, dar e legat de ceva anume. El vine în adunare, frații mei, am problema asta. Îmi place tot să mă uit la lucrurile altora. Le-aș lua de acolo. M-a ajutat să te ajutăm. Ai fost la mecanic săptămâna asta. Ți-o schimbat distribuția? Da. Ce ai luat de acolo? E, o șurubelniță, trebuia să o arunce, lasă o arunce el, hai să o ducem înapoi, că o aruncă mecanic, nu trebuie să o iei tu. O ducem frumos înapoi și încetucul cu încetucul dai și cărțile înapoi, dai și cealaltă înapoi, nu într-o lună, nu în două, dar dezlegarea urmează. Și oamenii ăștia care sunt dezlegați la Elim Brun, mâini poi mâini devin oameni care lucrează pentru Domnul, că-s dezlegați, că aleargă pentru Domnul, că-s dezlegați. Măi, dar tu altă dată erai altfel, eram legat. Dar Hristos și frații m-au dezlegat, slăvit să fie Domnul. Pentru asta e adunarea, frații mei. O grămadă de oameni încă duc picioarele în urma lor că sunt legați. O grămadă vor să lucreze, dar sunt legați. Și dezlegarea trebuie să o facă biserica. Câteodată frații nu știu cum să face dezlegarea. Ca să dau exemplu ăsta la evrei, când îl îmbăsăma pe cineva, de exemplu, lua fâșii de 10 cm sau 15 cm și îi înfășura pe mâna dreaptă, pe mâna stângă, pe piciorul drept, piciorul stâng, pe abdomen, până sus, numai fața o lăsa acoperită cu un ștergar. Ei, ca să-l dezlegi pe omul ăsta, trebuie să iei toate legăturile acelea să le dezlegi înapoi, să le desfășori de pe mâna lui. Asta durează timp. Ei, sunt frați care spun, Doamne, eu te ajut. Tu ești legat, pornește drujba și fugi după tine. E normal că fugi, ăsta nu-i stil de dezlegat. Când te duci la frate, vreau să-ți spun că tu nu ești pocăit, tu nu ești așa, tu ești cu drojba în mâine, măi, frate, măi. Cine stă să fie dezlegat de tine? Că tu nu te oprești la piele, tu mergi până la os cu dezlegările astea. Ori, de foarte multe ori trebuie să ai oameni împrejurul tău care te ia frumos, care spune, știi lucrurile astea, așa ne învață Scriptura, ai mai făcut lucrul ăsta și tot îl dă. Și omul este dezlegat și la un moment dat umblă, lucrează și aleargă liber. Am întâlnit oameni care-s vii, dar vin frață să-l dezlege. Și spune, joi seara fii la biserică, pentru că vorbim de dezlegare. Cine fura să nu mai fure, cine mințea să nu mai mintă. Cinstiți pe frații voștri, nu disprețuiți pe nimeni. E, frate, las că e bun așa, eu-s viu. E drept că nu-s primul la lucrare, că nici nu pot. E drept că nici nu alerg, n-am cum. E drept că nu lucrez, n-am cum, dar-s viu. Îs membru la voi aici. Cel puțin aud, comentez la cântări,
comentez la predici, că asta pot face. Limba nu ni-i înfășurată. Rămâne. Ca atare stau în sistemul ăsta aici. Și Dumnezeu spune, măi, omule, tu ești viu. Fratul încerca să te dezlegi, dar n-ai vrut. Altfel am o soluție. Spune Scriptura că în Valea Dura, un împărat a ridicat o statuie mare. Și a spus, toți vă aruncați și vă închinați. 3 ore a rămas în picioare, erau evrei. Împăratul spune, probabil n-ați auzit bine, nu v-a plăcut armonia cântării și așa mai departe. Ăștia îl pun încă o dată să sufli în trompetele lor, să cânte fanfara, să cânte orchestra, să cânte tot. Vă mai închinați o dată. Și le spun, nu-i mai pune degeaba să mușească pe ea, noi nu ne închinăm. Punct. Împăratul supărat că în fața la atâția oameni o poruncit să încălzească cuptorul de 7 ori mai tare. I-a legat pe ăștia cu hainele lor, cu izmenile lor și au pus niște oameni să-i arunci în foc. Focul a fost atât de puternic, i-a omorât pe loc pe ea care i-a aruncat în foc. După care împăratul s-a uitat, probabil, printr-o vizieră specială, să vadă acolo 3 grămăjoare de cenușă rămasă. De unde? Îi vede pe ăștia liberi, plingându-se prin foc, și mai era cu ei cineva care avea o conferință acolo. Câteodată conferința e în cuptor. Ai vrea să fie afară, dar e în cuptor acolo, are loc conferința aceea. Și discutam, nu știm niciodată, dar cel de-al patrulea semăna cu un fiu de Dumnezeu. Îi roagă să iasă afară. Când iese afară, nici măcar un fir de păr nu era ars. Știți ce a ars focul? Doar legăturile. Dacă nu te scapă nimeni de muzică, dacă nu te scapă nimeni de iubirea de bani, dacă nu te scapă nimeni de obiceiuri și totuși tu ești viu, la un moment dat te bagă Dumnezeu în cuptor. Până la cuptor ai slujbe, ai frați care vin cu gingășie, încearcă să dezlege, încearcă să lasă lucrurile mai ușor așa. Dar dacă nu se poate, tu ești al Domnului și Dumnezeu pregătește cuptoare, le încinge. Închei mesajul meu cu experiență de la noi din localitate. O anumită familie de oameni avuți, bine așezați, fiind în lume, au participat la diferite festivaluri pe timpul respectiv, au vizitat, au auzit concerte, muzicieni de toate genurile și așa mai departe. Și într-o bună zi, vecinilor, prietenilor, au dat piatra la o parte. Prin modul lor de a se comporta. Iisus le-a spus, vino afară. Și dintr-o dată au ieșit afară, au înviat pentru Hristos. Dintr-o dată viața a pătruns în ei. Au venit la biserică, au început să cânte, au început să laude pe Domnul, s-au botezat în numele Domnului și au rămas membrii bisericii. Dar erau în continuare legați, mai ales el. Câteodată când era slujbă, el părășea slujba să vadă dacă i-a ieșit grâul pe ogor, după care venea înapoi. Când era recoltatul cartofilor, se ducea să vadă dacă n-are culegători pe care nu i-a trimis el. Mai erau care culegeau cartofi înainte de proprietar. Se ducea să verifice treaba asta. Se ducea, venea înapoi. Noi discutam cu el. Când mergeam la el în vizită, întrebam, dar moara merge așa, făina se vinde cu așa, grăunțele se vând cu așa, celelalte așa. Frate, dar adunarea, băi, fraților, cu astea, cu astea, dar aici, în domeniul ăsta, merge așa, era legat. O mai durat o bucată de vreme când tot fratul încerca să dezlege, dar nu se lăsa, avea foarte multă treabă. Și la un moment dat nu prea se simțea bine omul ăsta. S-a dus undeva la Suceava. De la Suceava i-au făcut ăștia un ecograf și au spus trebuie să mergeți neapărat la Cluj, pentru că dumneavoastră, într-o zonă a corpului, aveți niște formațiuni tumorale și numai un specialist se poate. Merge la Cluj și când ajunge acolo, ajunge pe mâna la un medic foarte bun, cunoscut, ăsta îți prezintă cine-i, care moară, care pământuri, care cutare, și medicul ăla îi spune, domnule, într-adevăr, este aici o formațiune tumorală, trebuie să te operați și sunt 2 metode la vremea aia după Revoluție. 2 metode, clasică, cu bisturiu și recuperarea durează mai mult. Sau o metodă mai nouă cu laserul, care recuperarea durează. Domnul doctor, dar eu am cu ce, facem cu laserul. După care am mers eu la el și el îmi povestea, frate Virgil, m-a operat cu laserul. Într-adevăr, n-am simțit nimic. M-a dus la terapie intensivă, cum era atunci, erau niște cearșafuri albi așa, lângă mine era altcineva pe care nu cunoșteam, de dreapta și de-a stânga. Domnule, ăștia urlau când am ajuns eu acolo, din numai, urlau. Eu mi-am zis în mine, vezi dacă ăștia nu au avut bani? Nu au avut bani, uite, eu operat clasic și uite ce țâpă bieță. Eu nu știam că și eu sunt nas sub anestezie. Când mi-a trecut anestezia, îi depășam pe ei la zla urlat. Da, eu mă bazam pe lucrurile mele, că eu am fost operat în modul ăsta. Spunea el, în noaptea aia știam că mor. Așa mă durea, m-am chirșit așa în pat dintr-o dată și pentru prima dată în viață șoferul părăși mașina, adică sufletul a ieșit din trup. M-am văzut cum am rămas acolo
Și n-am stat mult să mă admir. Am fost aspirat așa într-un tunel și dus pe o câmpie verde. Asta mi-a povestit el mie. Când m-am uitat pe câmpia aceea verde, în față era o cetate cu... Frate Virgil, am vizitat castele, palate, dar așa ceva n-am văzut. Și de acolo venea o muzică care timbia să alerge acolo. Pe lângă mine, oameni îmbrăcați în alb, tot alergau. Dar în fața castelului era un rând de soldați de vreo 3 metri înălțime, toți cu armuri de alea romane, de aurii. Și cum erau așa uriași, stăteau într-un șir așa. Când ajungea o făptură de aia albă, ca și mine, în dreptul la doi dintre ei, ăia doi spuneau picant așa, îl lăsau să treacă, după care reocupau locurile. Eu când am văzut că așa se ajunge la cetatea aceea, am alergat și eu și m-am dus în șirul ăla. Nu stăteau la o parte. Am zis că ăștia nu știu, poate nu aici. M-am dus mai puțin mai încolo, nici aia. Când mă străduiam a treia oară să intru printre ei, să trec dincolo, m-am trezit înapoi în patul meu. Erau mâinile și picioarele reci. Și în timp ce eu am venit înapoi, aia doi nu mă urlau, cu muriseră. Și asistentele de la terapie intensivă au trimis vorbă la brancardieri să vină să ia că au doi decedați. Ei au venit doi oameni acolo, au venit și au spus, Doamne, a spus că aveți doi, dar strii. Uite, și eu și eu arătam ca mortul. Dar eu le-am spus și eu încă nu. Eu încă nu, îmi povestea el. Eu încă nu. Mi-am dat seama că nu e acum. A venit acasă. Când a venit acasă, mi-a povestit lucrul ăsta, după care a trebuit să repete operația aia de vreo 5 sau 6 ori, cu aceeași durere. Ultima dată când s-au dus frații slujitori să-i dea cina Domnului, l-a întrebat, frate Costică, cum merge moara? Nu mă interesează moara. Data pământul, nu mă interesează pământul, vă rog frumos, nu mai povestiți. Dar ce vrei, dumneata? Vreau când mai ajung o dată în dreptul la soldații aia, să dea la o parte, să mă lasă să ajung în locul ăla pe care l-a pregătit Hristos. Iubitul meu, s-ar putea să ai niște legături. De ce să nu trăiești bătrânețele fericit și fără dureri? De ce să fii curățit atunci? Vino la adunare. Vino în frață, frate, eu chiar vreau să fiu pocăit. Vedeți la mine aroganță, mândrie, spuneți-mi. Vreau să mă dezleg de asta. Vedeți că nu mă țin de cuvânt, promit ceva și nu fac. Eu cred că merge, dar mai târziu îți băga la cuptor. Ajutați-mă acum. Frate, nu te ține de cuvânt. Da, al vostru să fie da. Băi, n-ai putut să vii, dai un telefon. Că suntem oameni, înțelegem. Dar nu ne duc cu abureală așa, pentru că dumneata nu ești o mărturie vie. Veghem unii asupra altora? Să ne ajute Domnul. Nu știu dacă a fost cam dur cuvântul ăsta sau nu, dar mă bucur că sunteți vii, Doamne ajută! Amen. Și pentru că suntem vii, ne hrănim și creștem, și pentru că suntem vii, ne dezlegăm, și Dumnezeu să ne ajute să ne dezlegăm de orice, să slujim Domnului nostru, ca El să fie slăvit în toate. Amin.